Bun găsit, Andreea, vă spun de aici, din Piața Victoriei. Suntem, putem spune, pe peluza, nu? Palatului Victoriei. Alături de mine este Radu Tudor. Bun găsit, Radu! Bine te-am găsit pe peluză, Sabina! Da. O peluză care are și un nor deasupra, l-ai remarcat tu ceva mai devreme, exact, l-ai și postat pe pagina aici, ta de Facebook. Un nor negru a venit deasupra Palatului Victoriei. Vreun semn? Citești în nori? Dana, cred că e în concediu, nu? Da. Atunci să-l sunăm noi pe Voropievi să ne spună ce se întâmplă. Era cu numerele, cu numerologia, nu cu norii. Cu orice, e un adevăr ascuns în norul ăsta negru deasupra guvernului. Cum rezistă Grindeanu? Poate rezista în continuare? Doar dacă își asumă o poziție foarte demnă, foarte curajoasă și dacă va cere colegilor din PSD, care eventual îl susțin, să nu accepte ideea demiterii guvernului. Mai poate face asta încă acum? Problema premierului este că deocamdată nicio voce importantă din PSD nu i-a venit în ajutor. Nimeni n-a exprimat în public solidaritatea cu Sorin Grindeanu și mă refer la figurile centrale ale Partidului Social Democrat. Liviu Dragnea văd că reușește să controleze într-un mod absolut autoritar toate vocile care se exprimă în public. Într-un fel, unii apreciază lucrul acesta, o disciplină foarte puternică a unui partid foarte mare. Pe de altă parte, am observat în ultimele 3 zile o întrebare care e pe buzele tuturor. De ce? Care sunt argumentele? Care sunt argumentele și faptul că până acum nu s-a oferit public niciun fel de explicație rațională, decentă. Nu a respectat programul de guvernare, a venit astăzi ca argument acest lucru. E valabil? Ce pagină și ce fragment din programul de guvernare? Programul de guvernare, din câte țin eu minte, că veneau PSD-iștii cu el în campanie electorală în toate emisiunile de la Antena 3, are 173 de pagini. Pagina și paragraful, dacă se poate, că nu poți să nu respecti un program pe de-a întregul. E o contradicție aici. Dacă te lauzi că ai rezultate bune, că ai cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, că tu ești performant și bun PSD-ul, dar în același timp îți dai jos guvernul, tu practic PSD recunoști în public, mă scuzați, dar suntem niște fraieri. De ce? Păi se bat cifrele cap în cap cu dorința PSD-ului de a da jos un guvern despre care până ieri ne-au spus că performează, că mărește salarii, că ia decizii importante pentru populație, că reglează nu știu ce domenii stricate de regimul Băsescu. Ceva se întâmplă. E un dublu limbaj și o dublă atitudine în Partidul Social Democrat, mai ales la conducerea acestui partid, și cu siguranță eliminarea lui Sorin Grindeanu ascunde de fapt alte mecanisme. Există o paralelă pe care nu avem cum să nu o facem astăzi între situația lui Sorin Grindeanu de acum și situația lui Radu Vasile. Erai jurnalist și atunci, Radu, crezi că mai putem ajunge într-o astfel de situație, într-un astfel de moment, de fapt? Atunci a fost un conflict între premierul în funcție și președintele în funcție. Aici președintele României în funcție. Nu știm ce poziție are momentan oficial. Nu știm deocamdată. Urmează să vedem atitudinea domniei sale. Cert este că președintele PSD și primul ministru sunt într-un conflict deschis. Ar putea să existe un arbitru. Atunci n-a existat un arbitru, în 1999. Aici, dacă președintele intervine, s-ar putea ca această criză să se prelungească până în septembrie. De azi de dimineață, de fapt de aseară, există o glumă. Sunt fotografii ce circulă pe internet cu Sorin Grindeanu cu hashtag rezist și cu Liviu Dragnea cu hashtag insist. În final, spunem, cine câștigă astăzi? Insistența lui Liviu Dragnea sau rezistența lui Sorin Grindeanu? E greu de spus, dar dacă o să avem hashtag Klaus, s-ar putea să fie șah și pentru insist și pentru rezist. Pentru că Partidul Social Democrat în momentul de față se dă pe mâna președintelui Iohannis. Cadou de ziua lui. Cadou de ziua lui, dar ieri, marți 13, a fost ziua președintelui Iohannis. I-au făcut un cadou extraordinar. Practic își taie craca de sub picioare cei din Partidul Social Democrat. Dar dacă asta vor ei, eu cred că readucându-l în scenă pe absentul din politica internă Klaus Iohannis, nu va rata președintele oportunitatea de a deveni un actor important în Mulțumesc. Această criză. Mulțumesc foarte mult, Radu. Poate deznodământul aflăm diseară la punctul de întâlnire. Poate se clarifică cam lucrurile arată, până da. Atunci. Ana, ne întoarcem acum la tine. O zi extrem de agitată, atmosfera extrem de fierbinte și aici la Palatul Victoria. Mulțumim, Sabine.